Compania Supraten, în colaborare cu Ministerul Educației, a organizat concursul Cel mai bun în meserie la nivel republican, unde cei mai buni elevi din țară ai școlilor profesionale au avut ocazia de a-și demonstra abilitățile. Toți participanții sunt specialiști. Este foarte greu să faci lucru calitativ, dar cu toate că s-au primit, cu materialele Supraten, este foarte bine de lucrat, foarte ușor. Было очень сложно, но в то же время интересно. Очень много узнал, набрался опыта профессионального. Am aplicat tencuia la Tina 20. Este o structură mare și am aplicat-o cu drișca din inox și am structurat-o cu drișca de cu talpă din masă plastică. În anul trecut eu tot am participat, eram anul întâi, nu știam, nu puteam și era foarte greu. Anul acesta e de fapt mai ușor și mai bine. De 11 ani, Supraten organizează concursuri de specialitate cu scopul de a pregăti și stimula tinerii care au ales aceste profesii. Asta e o benefacere, un patriotism care iese sincer și iese din sufletul acționarilor sau conducerii companiei Supraten. Scopul să pregătim, să iasă pe câmpul muncii oameni pregătiți, oameni profesioniști, care poate să-ți programeze viața, care pot să câștige bani și aici, să formeze familie, să crească copii, să trăiască fericit în țara noastră. Etapa finală s-a desfășurat la școala profesională din Călăraș, ai cărei pereți au fost și zonă de lucru pentru meșteri. Compania Supraten este o companie de un deceniu care investește în școlile profesionale ca noi împreună cu instituții să putem pregăti cei mai buni specialiști. Pe lângă cadouri și diplome, studenții pricepuți s-au ales și cu o experiență valoroasă.